Bucurie mare pentru copiii cadrelor școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Moșul a ajuns la locul de muncă al părinților și a fost așteptat cu nerăbdare de cei mici. Pentru că zăpada nu a fost suficientă, Moș Crăciun a coborât cu sacul din mașina poliției. Dragi moșule! Bună ziua, bine v-am găsit! A venit și Alex! Bună ziua, Alex! Dragii moșului! Oh, ce bătrân! Oh. Bună ziua, bună ziua, copii! Bună ziua! Ați fost cu mine, dragi copii! Da! Moșul a pregătit cadouri pentru absolut toți copiii. Însă are pretenția ca aceștia să spună cel puțin o poezie moșului. Moșii o să-i întrebe dacă au fost cuminți în timpul anului, dacă i-au supărat pe părinți, dacă au luat note bune la școală, dacă s-au comportat foarte bine. Dar eu cred că moșul va fi înțelegător și îi va asculta pe toți și le va oferi tuturor daruri. Micuții au fost emoționați de venirea moșului și nu toți și-au găsit puterea să spună și câte o poezie sau un cântecel, dar au meritat pe deplin unul dintre cadourile de sub brat. O, brat frumos, cu cetinat tot verde, tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde. Moșul a primit în brațele lui și un moș mai mic, ce pare să fie pe viitor ajutorul lui de nădejde. Cel dragul Matei. Matei, ce poezie îi spui tu, moșul? La anul, acum a uitat-o, dragul moșul. Spune-te-a. Dragul moșul. Și anul viitor va ajunge moșul la școala de poliție și cu siguranță va fi mai bogat în daruri.